Bună ziua și bine v-am găsit. Nu știu dacă mai țineți minte, oricum o să vă pun linkul la acest filmuleț, pe cel mai slab din stupin, cel mai amărât era, cel mai și cel mai mic. Ia să vedem ce a făcut el, ăsta micuțul. Eu am refuzat să mai umblu la el. No, fiind așa micuț, n-ai ce să umbli la el, n-ai ce să vezi, n-ai... Ia, surpriză! Eu n-am umblat la el de foarte mult timp, cred că am 3 săptămâni, aproape o lună. Iată cum stă Albin aici pe diafragma asta. O dăm la loc. O să-i aduc și lui ceva. Mâncare, că ăsta fiind micuț, o să vedeți, nu are mâncare. Prea puțin. Având albină, s-a întărit și nu are săracul mâncare. Ce să-i faci? Asta-i. Deci dacă ai pătuți așa prin stupină, n-ai de unde să guști un pic de miere. Da, surpriza mea cea mai frumoasă este că... Iată ce puiet frumos are pe această ramă. Foarte, foarte, foarte frumos. Și aici, plin de larve, foarte bine s-a dezvoltat acest puiuț mic. Este un puiuț micuț. Ce să-i faci? Totul e să ai grijă de ei un pic. Cu ăștia micuți e mai dificil de îngrijit. Trebuie să-l faci mare. Ei, amari, nu prea ai probleme cu ei, sunt mari, au mâncare, au tot ce le trebuie. Iată ce frumos! Acum mă gândesc de unde să-i aduc lui 2 rame. Iată, foarte frumos, așa. Deci ăla, cred că are pe toate ramele puiet. În luna august, așa se prezintă el. Acest micuț. O să-i aduc 2 rame, da. Așa mai. Nu foarte pline cu miere, ci jumate-jumate să fie. Foarte, foarte bine arată. Așa. O să mă duc și aduc, că merită. Iată, 3 rame de puiet, foarte frumos. Foarte frumos a crescut puiticul ăsta mic. Și când iese acel puiet, mai crește un pic. Și atunci merită să-i aduc 2 rame. Ați văzut, în anumite, la coloniile mari facem restrângere, iar la pitici ăștia facem extindere. Mai rar așa ceva în luna august, dar se întâmplă. Ia să vedem. A 4-a rama puiului. Aici avem ouă și larve. Acest pui era făcut ca să înlocuiască tomat ca bătrân. Numai că el așa bun este, că va trebui să nu-l ducem nicăieri. Ba, ierna așa el singur el. O să vedeți. De fapt, eu iernez mai ușor pe ei mici ca pe ei mari. An de-a rândul am iernat doar micuți. Cam așa erau în anii trecuți. Nu erau foarte mari ce aveam eu. Anul ăsta e ceva deosebit. Uite, o ramă albă mai goală. Aceasta o să-i dau după diafragma și aduc 2 rame mai negre. Dar cu mâncare, bineînțeles. El sărac nu poate să-și aducă că aia mare e mai micuță, așa. Atunci îi aducem și să fie și el îmbrăcat optim.
Iată așa, dăm după diafragma și aducem mâncare. Bun, cam atât am vrut să vă arăt cum s-a dezvoltat acest puiuț mic. Bine, până la următorul film, numai bine!